Bună seara și bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi o să vă aștepte o emisiune plină de arome și gusturi, exact ca și fructele pe care le avem acum în sezon. Azi vorbele bune o să fie inundate cu aromele și deliciul, pentru că noi astăzi o să vorbim despre cireșe, căpșune și multe alte fructe și pomușoare de sezon care vin să ne lase gura apă. Primul nostru invitat zice că o afacere cu cireșe este la cheremul mamei natură, care îi decide soarta. Totuși, o asemenea afacere aduce mai mult profit decât cultivarea cartofilor sau altor cereale. Ianuș Ion vine la vorbe bune să ne vorbească despre marea lui pasiune și marea lui poftă, cireșele. Salut, bine ai venit! Bună ziua! Ia loc, te rog, pe canapea și mă bucur că ai acceptat invitația. Noi de mult pregăteam emisiunea asta și chiar săptămânile trecute tot pe cine sunam, oamenii nu aveau timp să vină la emisiune. Și povestește-ne cum arătai tu săptămâna trecută. Săptămâna trecută era foarte complicat în privința zilelor de odihnă sau orelor de odihnă. Nu prea am avut timp, dar am scos-o în capăt. Săptămâna aceasta, pe la sfârșit, iar începem. De cât timp te ocupi, iată, cu cultivarea acestor fructe aromate? Deci la noi am înființat Levada în anul 2010, primăvara 2011, dar rod avem pe ele cât că de 2 ani. Mm-hmm. Și până atunci a fost numai investiție și muncă. Doar investiție și muncă, în fiecare zi muncă și muncă. Câte hectare aveți în grijă? Avem acum 6 de cireșă. Dorim să mai plantăm încă 15, dar suntem la un pas care trebuie să luăm o decizie. Ori plantăm 15 în stil mai... avangardist, modern, mai modern? Sau 5 mai moderni. Aha. Acum trebuie să iau decizia săptămâna viitoare. Dar care este diferența, iată, în a planta tradițional și a planta în stil mai modern? Ce înseamnă asta? E mult mai ușor îți vine la cules. Lucrătorul... Pe ăștia moderni sau? Da, pe ăștia moderni. Deci dacă un lucrător mai mult de 70 de kilograme pe nu poate strânge. Iar la stilul mai modern merge la 200-180. Și asta ce înseamnă? Copacii sunt mai mici, frunze și crengi? Sunt mai mici, nu au atâtea crengi, sunt pitici. Aha. Și vine mult mai ușor la cules. Dar sunt la fel de sănătoși ca și ăștia tradiționali? Mult mai buni. Mult mai buni. Toată lumea acum trece prin perioada intoxicațiilor și mulți dau vina pe aceste fructe. Există pericolul sau există oameni sau fermieri care procesează fructele cu ceva? Nu le procesează, deci sunt tratamente regulate odată la 12 zile. Noi personal așa facem. Dar în perioada când ajungem la recoltare, chiar îmi iau angajamentul și fac tratamente bio care să nu am... Avem și noi copii și noi tot consumăm și încercăm să protejăm și pe alții. Mm-hmm. Totuși, această afacere este una riscantă pentru că tot timpul te rogi să nu plouă cu piatră, te rogi să nu înghețe. Voi din iarnă tot vă rugați, am impresia. Din iarnă ne rugăm să ploaie, să facă mai mașcate, când ajungem la recoltare ne rugăm să nu ploaie, chiar dacă plouă să fie curată, fără grindină și așa mai departe. Este greu pentru că, practic, depinzi de ceea ce nu poți schimba. Depinde foarte mult de natură. De aia și vorbesc. Acum sunt într-un moment care vreau să iau o decizie. Ori plantez mai modern cu un sistem de antiploaie, antigrindină, sistem de irigare, tot. Sau merg iarăși pe sistemul tradițional. Dar eu cred că până la urmă voi merge pe un sistem modern, cu toate, mai bine, mai puțin, dar mai bun. Mm-hmm. Frumoasă gândire. Noi plecăm într-o călătorie, o călătorie a cireșelor, un adevărat rai al cireșelor se află la Trușeni, până ajunge în sat cuprins cu ochiul fâșii întinse de livez. Să te niglumesc că mai toți locuitorii au câte o livadă de cireș, iar perioada mai-iunie este timpul când aceștia culeg recolta. Așa că Ion Răilean a fost de ajutor în livadă. Livada de cireș a devenit o mică afacere de familie pentru Valerio Madan din Trușeni. El a primit pământul drept moștenire de la bunici și încă din anii 90 are grijă cu sfințenie de pomii ce dau roade dulci. Dimititeluț, mi sculap la ora 4 dimineața și începem în livadă și luam
scăriți, scaune, să putem culege, să avem cu ce culege toată ziua. Eu când m-am născut, erau livezele și livezelul. Asta e de mulți ani. Asta e la Tușeni, se numără cel cum prima roadă, asta-s cireșul. Și stare mult. Dar noi cu cireșul mulți cultivă. Au livez, au hectare întregi. După ce producătorii culeg roada, o vând intermediarilor sau întreprinderilor de procesare. Raiul cireșilor este la Trușeni. Gospodarii se trezesc dis de dimineață pentru a culege prima roadă. Ei vin aici împreună cu toată familia pentru a culege cu multă dragoste cireșile sale. Avem vincă, aici bomboane, se cheamă ea ca softul ăsta care mult culege. Când și cum, unde se întâmplă? Și în oraș, le dăm care strâng în sat. Aha. Și le dăm și la ieșe. Perioada mai-iunie este timpul când cireșarii numără bobocii. Primele cireșe au fost deja culese, iar curând se vor coace și cele din soiurile târzii. Bravo, Ioane, ne mândrim, băiat de ajutor, nu degeaba ești în echipa noastră. Noi revenim alături de Ion Ionaș, cel care are câți angajați, iată, în perioada asta. Câtor oameni le oferi tu de lucru în această perioadă? Sunt diferite etape, dar acum la cules, fără 100 de persoane, de angajați nu faci față. Pe bine, anul ăsta la mine tot n-am avut multe cireșe, dar... În linie generală, când să ai o recoltă bogată, fără 100 de lucrători, nu faci nimic. Și trebuie aici, acum, pentru că altfel le pierzi. Aici, acum, câteva zile ai la dispoziție. 4-5 zile ai la dispoziție. Eu știu că cea mai mare problemă a moldoveanului este că el vrea să muncească, dar nu știe unde să-și realizeze marfa. Unde se vând cireșele pe care le crești tu? Păi bine, în compania noastră noi am început afacerea invers. Ne-am învățat a vinde, bravo. Ne-am învățat a păstra, apoi am decis să înființăm și o livadă. Livada noi am înființat-o în 2011, cam așa. Mm-hmm. Și cum au fost pașii spre a găsi o piață de desfacere? Poate să le oferim, dacă poți, dacă nu ți-e frică de concurență. Dar nu am frică de concurență, pentru că e greu să ții din urmă mea, trebuie să poți alerga bine. Mm. Noi exportăm foarte mult în Federația Rusă, în Belorusia, în România, avem contracte, în Polonia și anul acesta sper să implementăm, să dovedim să implementăm certificarea Global Gap până la coacerea prunelor. Să încercăm, vrem să exportăm și în Germania. Bravo! Dar vedem cum ies până la urmă, cum dovedim. Bravo! Eu mă bucur foarte mult că ești tânăr, ai rămas acasă, muncești cot la cot cu oamenii tăi pentru a ne îndulci pe noi, dar în procente acasă cât din cireșele tale rămân? Nimic. Nimic! Toate cireșele crescute, culese, sunt realizate pe piețele din afară, nu doar Rusia și Europa, de ce nu? Baftă ție în tot ceea ce faci, sper să vină o perioadă în care să te odihnești. Da. Pentru că din culise arăta Ion, doamne, săptămâna trecută aveam niște ochi așa de nesomn. Asta înseamnă să muncești, asta înseamnă perioada fierbinte, pentru că este sezonul și nu putem să ne lăsăm pe tânjeală. Noi trecem de la cireșe la căpșuni. Plantație de căpșuni necesită multe investiții. Ion Bobeico din Criuleni are grijă de afacerea sa ca de ochii din cap. Are și cu ce se mândri. Este primul moldovean care crește căpșuni anul împrejur după tehnologia hidrologică. Cum arată această plantație, vedem imediat. Pentru prima dată, Ion Bobeică a încercat să cultive căpșuni acum 6 ani și este primul antreprenor de la noi care a implementat metoda hidroponică de creștere a pomușoarelor, ceea ce presupune cultivarea nu în pământ, ci în vată minerală. Fiecare plantă este sădită într-un substrat de cocos, este totul natural, biologic. Este un substrat special făcut, adus chiar din Sri Lanka. Toată irigarea este programată printr-un calculator, astfel încât noi putem gestiona foarte ușor perioada că avem un sistem de umbrire care se închide. Astfel, Criuleniul are un loc special unde e veșnic primăvară și cresc căpșuni anul împrejur.
Noi ne străduim să avem roadă în extra sezon. Mă refer atunci când ea nu este în câmpul deschis. Deci avem nevoie de câteva de săptămâni pentru ca să, deci, este un proces tehnologic ca planta la noi iarăși să intre în rod. Echipa noastră a ajuns la seră chiar în momentul pregătirii plantelor pentru noul sezon. Prima roadă este așteptată în câteva săptămâni. Câte o tonă noi scoatem liber. Iese culege la noi, noi avem o caserolă specială. Iese culege în caserolă, caserola, deci, se pune într-o lădiță, după care ea, deci noi avem frigider, ea se prerăcește la plus 6 grade, aproape 5-6 grade, ea se prerăcește și ulterior, deja într-o perioadă foarte scurtă de timp, este, deci, livrată la consumatorul nostru final, și anume la rețelele de supermarket. Ion Bobeică nu se oprește aici și continuă să investească. În scurt timp, planifică să își lărgească afacerea cu câteva hectare. Omul care mănâncă căpșuni oricând îi poftește sufletul vine la Vorbe Bune. Domnul Ion Bobeică, mă bucur foarte mult că avem așa bărbați ca dumneavoastră care ne îndulcesc anul împrejur. Bună bine ați venit! Ziua, bine v-am găsit! Căpșuni, de ce ați ales căpșunile? Treceți dumneavoastră, vă rog. Ați fost cumva plecați în Europa, ați văzut cum se cresc acolo și v-ați gândit să faceți ce acasă? Păi, am fost plecat în Europa, am văzut ce fac cei acolo, doar că poate ar fi fost un moft inițial sau o pasiune, ceea ce m-a împins să fac ceea ce fac. Aveți studii în agricultură sau? Nu, în agricultură nu am studii, dacă vă spun în ce am studii, n-o să vă vină să credeți, în fine. Să ghicesc? Vă rog. Așa, jurnalist? Nu. Avocat? Nu. E domeniu creativ? Sau... Mai mult... Contabil? Nu. Inginer? Un fel de... Profesor? Nu. Un fel de inginer? Un fel de inginer. Ok, ca specialitate, să nu ghicim, sunt de specialitate în IT și licența o am în criptografia informației, criptarea informației. Așa, secretizarea informației. Se poate spune și în modul dat. Și știu că domeniul IT este un domeniu foarte bănos, dacă... Ok, dar... Plicticos. Lucrul în aer e mai benefic pentru sănătate decât acel IT. Hai să-i spunem, asta ar fi o cauză de ce m-am reprofilat în acest domeniu. Cât a costat investiția? Pentru că aici nu e vorba, pur și simplu am cumpărat niște puieți de căpșuni de soi, dar aici e și toată logistica adiacentă. Adică, toată investiția de bază a fost seara propriu-zis. După aia, pas cu pas, mai multe sisteme de perfecționare în cadrul seriei pentru gestionarea mai bine a climei interioare, pas cu pas s-au făcut separat. Nu totul s-a făcut în același an, pentru că e un efort financiar considerabil și greu de suportat în condițiile creditării din Republica Moldova, să-i spunem în modul dat. Dar încet, încet, din reușita anuală deja a companiei, încet, încet ne dezvoltăm să ajungem la un nivel care să ne permită să atingem acele succese pe care le ating producătorii din străinătate. Mă refer la nivel de tonaj de cultură sau cantitate culeasă per metru pătrat în astfel de condiții. Ce soiuri de căpșuni creșteți dumneavoastră? La ziua de azi sunt taxate într-un singur soi. Soiul se numește Albion. Este un căpșun remontant cu care lucrez. Ce înseamnă remontant? Remontant nu este un căpșun de sezon. Nu am căpșuni doar în sezon, am căpșuni pentru tot parcursul anului. Aici mă refer și în perioada rece a anului. Începutul cultivării acestui soi îl am de la sfârșitul lunii martie în fructificare până la începutul lunii mai. În perioada de sezon mă axez să nu comercializez fructe pentru că sunt abundente. E supra-solicitată. Da, este supraîncărcată piața Republicii Moldova cu astfel de fructe. La finisarea sezonului, oricum, este foarte multă lume care doresc să mănânce aceste fructe și în continuare și ne axăm deja pentru perioada iulie-august până sfârșit de noiembrie, independent de condițiile de afară. Mă refer mai mult la lumina
soarelui. Dacă dacă avem, putem reuși până la Crăciun să avem fructele astea în stare proaspătă. Le vindeți în Moldova? Da, majoritatea se vând în Republica Moldova. Lucrăm cu practic toate rețelele de supermarkete de la noi din Chișinău. De asemenea, au fost și încercări de export. Am exportat în Emiratele Arabe Unite. Avem un contract cu o companie, cu o patiserie ce pregătește dulciuri pentru hotelele de elită din regiunea aia. Dar de asemenea, să vedem în care perioadă este benefic, pentru că concurenții și în străinătate sunt suficienți de mult și totul se axează la prețul per kilogram acolo. La noi, cel mai mare cost în ziua de azi s-ar primi transportul, că și rute directă avem doar de ceva timp puțin. Și per avion. Da, doar pe avion. Vă dați seama, căpșunele care zboară pentru a fi gustate de către cei mai bogați oameni din lume, pentru că vă dați seama cine se odihnește în hotelele de 5 stele din Dubai. Adică costul zborului ar fi mai scump decât căpșunele. Cine sunt oamenii alături de care lucrați? Sunt oamenii din prin zonă care muncesc sau totuși ați cooptat profesioniști ca să vă fie alături? Pentru început, ok, am optat pentru profesioniști. Am contractat un specialist în creșterea căpșunilor în hidroponică pe substrat de cocos din străinătate. Este din Ungaria, un specialist care avea sub gestiune în jur de 120 de hectare din zona sudul Budapestei, Zegetu, plus partea României, județul Bihor, județul Satu Mare, până la sudul României. L-am contractat pe el pentru reușitele pe care le are și pentru a evita greșelile care toți producătorii le fac pentru început. Încet, învățându-ne și vedem care ar fi procedural, cum ar fi procedural corect să cultivăm aceste fructe, încet, încet ne învățăm și reușim de la an la an să atingem noi rezultate, să avem progrese în ceea ce face. Asta și îți dă un imbold pentru a merge mai departe, că dacă vezi că stai și bați pațul pe loc, îți pierzi pofta, atât de căpșuni cât și de a le cultiva. Aveți cereri din partea altor oameni care la fel poate vor să se lanseze într-o afacere? Ce sfaturi le oferiți sau poate ce sfaturi aveți de oferit oamenilor care poate au o mică plantație, dar nu știu ce să facă cu ea mai departe? Păi, mă cunosc cu foarte mulți producători de astea pomușoare de la noi din Republică. Comunicăm destul de des și în sezon și în extra sezon. Mereu am spus că orice, răspund la orice întrebare venită din partea cuiva, pentru că îmi dau seama munca și efortul pe care și ceilalți îl depun pentru a avea careva rezultate. Și ținând cont că au decis și ei în Republica Moldova să facă așa gen de activitate, înseamnă că sunt tari de fire și vor și ei să reușească ceva aici la noi acasă. Pentru mine asta e important. Eu nu am plecat de aici tot din asta cauză, că sunt o persoană perseverentă și care vreau să ating un rezultat. Și din asta cauză, la orice întrebare cu privire la creștere, dacă cunosc răspunsul, cu drag îl ofer oricui. Pentru că asta, eu am impresia că, de fapt, cea mai prețioasă parte a unei afaceri este cunoștințele, nu neapărat și logistica. Dar trebuie să știi ce să faci, cum să faci. Foarte mulți cresc căpșuni, dar nu știu ce să facă cu ele mai departe. Dumneavoastră ați găsit nișa să faceți căpșuni, să creșteți căpșuni în afara sezonului. Acum, sunt foarte mulți care producători care sunt supărați că s-a ieftinit prețul căpșunilor. Păi aici probabil ar fi esențial să se intervină de la altă instituție, să-i spunem în modul dat, ținând cont că s-au mărit în ultimii 2 ani extrem de mult suprafețele plantate cu căpșuni, ceea ce duce în sezon la o suprasaturare a pieței de aceste produse.
De asemenea, știm cu toții, foarte mult se axează pe exportul acestor fructe, dar ținând cont că și în celelalte țări, de asemenea, este o abundență mare de fruct în perioada asta, prețul care se oferă producătorului este un preț mult sub cel planificat de acest producător. Pentru că fiecare producător își simte investiția, munca și se axează pentru un anumit rezultat. Ținând cont, dacă pierzi perioada asta de sezon, în care cultivi soiurile sezoniere, o pierzi, ai pierdut tot anul, practic, din cauza că alte venituri nu poți avea. Și în cazul dat, deja știm că vine primăvara viitoare, știm că vine o perioadă din nou de investiții pentru reabilitarea plantelor, știm că vine pentru pregătirea culturii existente și inducerea necesarului pentru roada anului viitor, dar ținând cont de situația de pe piață și văzând ceea ce se întâmplă acum, foarte multă lume lasă aripile în jos. Da, își lasă mâinile în jos, pentru că nu simt care ar fi beneficiul pentru efortul titanic pe care el depun. Ce ar putea să facă? Să găsească soluția să usuce fructele, să facă gem? Care sunt alte soluții ca totuși să nu le pierzi? Păi, o soluție este procesarea acestor fructe, dar să luăm la nivel de fabricile de procesare de la noi din Republică, de asemenea, primesc aceste fructe la un preț foarte, foarte mic. O posibilitate, cunosc și foarte multă lume, în perioada asta nici nu încearcă să vândă fructele în sare proaspătă. Merg la înghețare și după deja trecerea sezonului le vând ca fructe înghețate, ambalate și înghețate. Ok, aceste fructe au același potențial de vitamine ca și fructele proaspete, să-i spunem. Doar că nu mai arată intact. Exact. În rest, e același fruct, practic. Asta ar fi o soluție, dar rămâne totuși de lucrat, pentru că e foarte importantă și să vedem care ar fi piața pentru ceea ce facem. Se cunoaște după potențialul soiului care ar fi o productivitate la hectar, chiar și în condiții de climă mai grele sau cu careva interferențe, dar totuși să vedem ce facem cu ele. Fiecare producător trebuie să-și pună întrebarea asta, că bine, ne-am axat că o să avem export un an în urmă, doi ani în urmă, au fost prețuri foarte, foarte bune la export. Vine și anul în care nu sunt prețuri foarte bune la export. Ce facem cu anii ăștia? Asta fiecare din producători trebuie să-și pună întrebarea înainte de a porni o afacere, exact așa cum a făcut și invitatul nostru anterior. Mulțumim foarte mult că ați reușit să ajungeți astăzi la noi. Spor la muncă, pentru că acum dumneavoastră de fapt vă odihniți și urmează să începeți să munciți în gro atunci când ceilalți deja vor face totalurile. Exact. Numai bine, dragilor, cât noi facem o scurtă pauză, vedeți, de aveți în frigider fructe aromate de sezon și reveniți ca să vă fac cunoștință cu două femei ce conservează fructe după metode de mult uitate. Acum publicitate. Am revenit și așa cum v-am promis, vă aducem câteva femei care să vă inspire și în această perioadă nu doar să mâncați fructele de sezon, dar să și le pregătiți pentru perioadele reci. Ea este unul dintre oamenii care reușește să salveze sau chiar să readucă la viață o cunoaștere care părea a fi pierdută pentru totdeauna. Face acest lucru cu diverse produse și fiecare renaște sub mâna ei într-o combinație aducătoare de sănătate. Ce face Natca Minunatca cu plantele și fructele de sezon, aflăm chiar de la ea un nume așa precum este și ea, pentru că este minunată. Salut! Ia loc aici pe canal. M-am uitat eu pe pagina ta de Facebook. Tu faci dulceață din petale de maci sălbatici. Da, anul acesta m-am aventurat cu macii și am preparat și o dulceață. De fapt, o dulceață în care se prepară foarte ușor, dar cu un pic emigălos procesul, pentru că trebuie să înlături partea neagră de la fiecare petală pentru a o prepara, dar merită tot efortul. Din ce ai mai făcut tu dulceața anul acesta? Am văzut că și din flori de salcâm. Da, am făcut și din flori de salcâm, doar că nu dulceață, a fost o băutură răcoritoare.
care fermentează timp de 3 zile și este un fel de kvas? Limonadă, limonadă. Eu, da, pentru că mai se poate adăuga și ghimbir și lămâie și se obține o băutură recortare. Așa, dar cu fructele de sezon, avem perioada în care sunt căpșunile, sunt cireșele. Mm-hmm. Foarte repede, în câteva săptămâni vor pleca. Ce facem ca să păstrăm savoarea lor pe o perioadă cât mai lungă? Eu prefer să le usuc pentru că nu prea practic să consum timp de iarnă multă dulceață pentru că oricum conține zahăr. Astfel, dacă le usuc, le păstrez și din culoare și din valoarea nutritivă. Dulcețuri mai puțin fac din fructe, dar și mai mult cu petalele, așa mă inspiră mai mult florile la... Cum totuși le usuci? Ai deshidrator? Da, am un deshidrator de casă care are câteva platouri, e foarte simplă construcția, se aranjează fructele sau ce doresc eu să usuc, de obicei sunt plante, flori, și se usucă la temperatura de 4 până la 40 de grade, ele astfel rămân și culoarea se păstrează intensă, de exemplu dacă e căpșună se păstrează culoarea intensă și atunci pe timp de iarnă o pot folosi, de exemplu adăugând terciuri pentru copii sau smoothie sau alte băuturi și chiar o pot combina cu miere, da, pe timp de iarnă și atunci este o formă mai sănătoasă. Nu toată lumea își permite un deshidrator. Poate usca fructele afară sau nu e? Da, sigur, la lumina soarelui acum e vara, se pot usca. Deci sunt deshidratoare chiar construite chiar în condiții de casă, se pot construi foarte simplu, o construcție tot destul de simplă și acolo se pot usca tot felul de fructe. Așa făceau de bunei, străbunei noștri când nu aveau deshidratoare de casă. Da, eu țin minte și acum când venea la noi o mătușă în ospeție, sora de-a bunelului, care ne aducea bucăți de pere uscate și noi, în mijlocul iernii, că pe atunci nu aveam supermarketuri cum avem acum, ni se părea că mâncăm cel mai gustos chiar lucru din lume. Gustoase, pentru că atunci când fructele și legumele sunt uscate în sezon, atunci ele sunt chiar în sezon, sunt pline de aromă și atunci aroma asta se concentrează uscându-le și este așa și am auzit de părerea că atunci când soarele, energia soarelui, deci se usucă la energia soarelui, atunci ele conservează și această energie a soarelui și pe timp de iarnă ele ne încălzesc, deci undeva și ne oferă și vitamina aia D, care ne lipsește cel mai mult și care ne produce fericire. Foarte aromate pe timp de iarnă și păstrează. Pomușoarele. Știu că ești pasionată de aronie și nu doar. Ce pomușoară este asta? Aronia este o pomușoară, de fapt, de mult timp în Moldova. Dar cum îi zicem noi tradițional? Că poate înțeleg sau nu are? Aronia în cernăplodnă rebină se mai numește în rusă. Tradițional nu știu să-i spun o denumire. Acum sunt plantații, chiar la noi este Vitalie Pintelei care cultivă aronia în condiții ecologice. Este un produs, un superfood, să-i spun eu, moldovenesc. E un fel de sinonim ca fructele goji, da? Nu este sinonim. Deci eu ce am vrut să zic, că noi avem pomușoare la noi în Moldova atât de valoroase, atât de pline de vitamine și noi încercăm să aducem de peste hotare tot felul de superfood și nu știu ce. Da, dar vreau să valorificăm ceea ce avem noi aici, pentru că avem măcieș, avem aronia, avem zmeură, coacăză. Astea sunt super food-ul moldovenesc, curat moldovenesc, care ne servește pe timp de iarnă, într-adevăr, ca vitamine care ne suplinesc, de fapt, ca un supliment alimentar. Și se poate usca, toate pomușoarele se pot usca și pe timp de iarnă se pot folosi în tot felul de cocktailuri, în tot felul de terciuri, cum am mai zis. Noi, personal, am congelat mura pe care o crește mătușa mea, pentru că este fructul care se congelează cel mai ușor și rămâne forma foarte practic intactă. Mama pune în pungi mici zmeură și îl desfacem și o mâncăm iarna și este foarte gustoasă. Uite, nu mai am vorbit și deja mi s-a făcut poftă. Toată iarna mâncăm și noi pomușoare, astfel mama tot le congelează.
Și congelatorul este plin cu pomușoare, de fapt. Da, dacă înainte congelatoarele moldovenilor erau plin cu carne, iată că în ultima vreme se schimbă mama în perioada asta și ardeii chiar îi prăjește și îi congelează și nu mai e de congelat și gata, ai felul de mâncare făcut un pic de ceapă. Și menta se poate congela. Menta? Și roinița, da, sigur, și tot așa se poate folosi pe timp de iarnă în cocktailuri. E cel mai simplu. Totuși, pentru tine, iată, aceste încercări, dulceață din petale de mac, care alte experimente culinare sau gastronomice te-au inspirat pe tine cel mai mult? Te referi la pomușoare, da? Mai mult la, deci la plante, da? Și, deci, am zis, pe mine mă inspiră mai mult plantele din flora spontană, de la noi, de aici local, din Moldova, și din ele încerc de obicei să fac ceva cu ele. Tot ce ține de gastronomie, de fapt, asta cu pomușoarele este doar o mică parte a tot ce mă inspiră pe mine din natură. Mai puțin sunt cu dulciurile și cu pomușoarele, mai mult sunt cu pâinea, cu alte ierburi comestibile din flora spontană. Dar ce ierburi mai putem noi să mâncăm, iată, care nu cresc în grădina noastră? Deci urzica, păpădia, frunzele tinere, deci pătlagina, frunza tineră. Pătlagina se mănâncă? Da, frunza tineră, da. Băi, toată lumea știe numai ce să facă în caz că se rănește. Toți copiii care au crescut la țară știu că asta este cel mai bun medicament. Iarba grasă care crește ca o bruiană, dar este foarte gustoasă și ea în salate. De obicei, chiar frunza de la sfeclă, chiar frunzele și de la ridichea roșie, tot sunt comestibile tinere. Deci puțin știu asta, dar chiar în salate se poate folosi, pentru că noi am obișnuit să consumăm doar spanacul, care este pur și simplu mai bine promovat sau este o cultură așa mai des întâlnită în magazine, dar avem o diversitate. De ce totuși agricultorii noștri nu încearcă, nu deschid această nișă, de exemplu cu frunzele de sfeclă, pentru că i-am cumpărat doar că erau importate? De ce? Nu le ajunge curaj sau nu le ajunge Nu le ajunge curaj pentru că nu sunt sigur că va fi cererea pe piață și de asta, pentru că nu este la noi o cultură de a consuma aceste verdețuri. Toată lumea știe că din asta se face mâncare la rațe. Exact, da. Nu se mănâncă de către oameni, dar este mult mai plină de nutriente decât poate chiar la urmă și spanacul ăla. Exact. Adus cine știe de unde. Chiar și codițele de la acum usturoiul, ceapa, face codiția asta, cum se numesc, săgețile. Ele tot se prepară. Ca de exemplu, cum se prepară și pestaiele de fasole tinere. Deci la fel, sunt foarte gustoase. Puțin știu asta. Le aruncă și nu le mai consumă. Dar ele sunt și valoroase și gustoase. Salată! Nu chiar... Călite cu legume, așa cum se călește și pastaia de fasole. Așa, da, așa. Dacă vreți să vedeți cum arată chestia asta, intrați pe pagina ei de Facebook. Eu am văzut ghemotoacele alea de săgeți. Da, sunt atât de frumoase. Da, chiar sunt tare diferit așa ca prezentare. Și cel puțin o să vă uimiți oamenii cu un fel de mâncare extravagant. Nu e extravagant, este super tradițional, doar că noi am uitat de asta. De fapt, bunii noștri asta făceau, preparau și mâncau aceste buriene. Pur și simplu noi am lăsat această bogăție de fapt, asta, asta e semn de sărăcie, știi? Exact. Că la noi, din păcate, asta se înțelege, nu e semn de sănătate. Acum toată lumea se întreabă, și cum nu aveau medici, trăiau sănătoși, bine, iată de ce, mâncau tot ce aveau la îndemână, tot ce oferea mama natură. Sporție la muncă, pentru că urmează un sezon în care o să muncești ca albinuța, o să culegi de toate. Noi și noi muncim, în continuare. Unele dintre cele mai gustoase fructe ale primăverii sunt crescute la Șoldănești de o familie întreagă. Vasile Belous este căpetenia afacerii și ne-a întâmpinat pe plantanția sa renumită cu multă dispoziție. Domnul Belous, împreună cu cei doi fii ai săi, cultivă cireși europeni la Șoldănești. La momentul de față avem plantate 14 hectare de cireși. Avem plantate cu 3 ani în urmă, care de-am ei sunt rod, și asta livadă are a doilea an. Acum ne aflăm în partea livezii, care este tânără, este 100% din soiuri grecești și cireșele sunt foarte mari și acum și le
probăm și la gust. Foarte bune. Sunt mășcate, sunt cărnoase, sunt gustoase. Cu tehnologie împrumutată din Est și creier de gospodar moldovean, capacitatea unei astfel de livezi urmează să ajungă la peste 100 de tone de cireșe proaspete. E ca acolo sistemă de antingheți. Furtunurile astea se dă apă, mai ales primăvara, când e în floare și este pericol de a îngheța. Noi udăm tot copacul și chiar dacă e temperatura minus, copacul îngheață cu tot cu floare. Și dimineața se dezgheață și l-am scăpat. Da, și e salvată, da. În curând, livada se va îmbogăți cu soiuri noi. Portaltoia l-am importat și din Olanda, și din Grecia, și din Italia. Aici l-am oltuit. Familia Beleus se poate lăuda și cu o livadă super intensivă de meri și una de caise. E sistemă de irigare, lucrează. În timp apropiat, spunem, la fiecare copacel suport am adus tot din Europa și o să-l punem ca pomul să dezvolte drept. Cu siguranță, noi la Șoldenești mai revenim. Are sub jurisdicția ei plantații întregi de pomușoare aromate. Nu s-a mulțumit doar cu creșterea și comercializarea acestora și împreună încă cu câteva colegi au pus pe rate o afacere de procesare a pomușoarelor. Produc o linie mai neobișnuită de dulcețuri, folosind rețete vechi. Aneta Garnenko e deja acum pe canapeaua noastră și nu a venit cu mâna goală, a venit cu niște borcănașe pline de gusturi extraordinare. Bine ați venit! Bună ziua! Îmi pare bine că m-ați invitat. Și mă bucur foarte mult că faceți un lucru inedit în țara noastră. Acum puțini au curajul să facă ceea ce faceți dumneavoastră. Probabil că este din cauza că ne place. Suntem 5 doamne adunate într-o cooperativă, cooperativă care crește nu numai pomușoare, dar și fructe. Și nu numai le crește, dar și le procesează și inventează niște rețete mai noi. Toate le aducem la consumatorul nostru și să vedem le place, nu le place, suntem într-a doilea an de existență. Așa, și aveți niște denumiri foarte diferite, pentru că eu, de exemplu, am văzut acest gem de josta. Ce e asta? Da, mulți consumatori nici nu știu ce înseamnă această pomușoară. Uh-huh. Ea reprezintă un hibrid între coacăz negru și agriș. Un hibrid foarte stabil, comparativ cu alte hibride care nu prea corespund cerințelor. Aici este foarte ok, a luat corpul de la coacăz negru, mijlocul mădova de la agriș și aia este tămană așa cum este în poză. Eu am acasă o grămadă, dar nu știam, noi ziceam coacăză neagră, că altfel noi ziceam. Înseamnă că e josta. Da. Gata, mama, știu ce fel de plantă avem noi acasă. Din agriș, la fel aveți dulceață, dar agrișii se culeg foarte greu. Foarte greu, sunt specii mai ghimpoase, sunt fără ghimbi, dar noi ne specializăm pe agriș roșu, colegii noștri din Căzănești. Că-s cei mai dulci. Mai dulci, mai mari, au un corp frumos, au pielița asta care ne dă nouă pectina necesară, deci corespunde la mai multe cerințe pentru noi, pentru procesatori. Așa, care este dulceața cu care vă mândriți cel mai mult? Îmi dau seama că fiecare, dar totuși... Sunt trei colecții. Așa. Vară, iarnă și primăvară. La fel ca în magazinul de haine. Da, exact. Trebuie să corespundeți sezonului. Între această iarnă chiar am avut o comandă de la niște rețele ca să inventăm niște dulcețuri neobișnuite. Ne-am gândit noi să le facem în culori antidepresante, să fie culoarea oranj. Culoarea soarelui. Culoarea soarelui este un gutui plus imbir plus miere de albină. Este dovleac plus portocală plus scurțișoară. Și a treilea este dovleac plus lămâie plus semințe de dovleac. Iată, eu aici am dovleac cu portocale. Și totuși, când ați făcut aceasta? Ați făcut-o chiar iarna. În iarnă? Chiar iarna, când sunt ultimii dovleci, mult timp ne-a luat să alegem dovleacul potrivit. Era important cum e de dens este țesutul lui, cât de aspru este pielea. Mai multe, iarăși, probleme care noi le-am hotărât în mod tehnologic. Dar vreau să vă spun că aceste dulcețuri, eu eram foarte sceptică asupra lor, dar ei au trecut prin sâtea la mai multe expoziții, degustări și prezentări. Și toată lumea le-a spus că sunt foarte, foarte ok.
eu, cine nu iubește dovleacul, din potrivă zic că citricele astupă ceea ce este cel mai neplăcut din dovleac. Și creează așa un gust foarte simpatic. Îl iubesc și copiii, și maturii, și domnii, și doamnele. Este foarte, foarte universală colecția asta de iarnă. Dar în primăvară, când n-au ieșit încă nici fructele, nici pomoșoarele, dar energia este și dorința de a face ceva nou persistă la fiecare din noi, am făcut trei dulceturi care se numește păpădie, muguri de pin și flori de salcâm. Adică voi, fetelor, umblați practic tot anul împrejur, fie prin beciuri, fie prin câmpii, ca să găsiți... Stăm foarte bine la capitolul idei, așa. Mai puțin, mai rău stăm la capitolul bani. Dar, de ce le stă bine că vedem banilor în Moldova? Păi da, cred că conform țării. Aici este salcâm. Floare de salcâm. Ideea cu floare de salcâm a venit pe ultima sută de metri când am văzut cât de abundent o înflorit salcâmul între această primăvară. Nici etichetă nu are încă. Încă nu, n-am dovedit, e cald, e de la producere. Ne-am bucurat noi, dar și prisacarii. Prisacarii prognozează o roadă foarte bună anul ăsta de miere, de salcâm, care este cea mai prețioasă, care este cea mai admisă, aromat, chiar și celor care are boli gastrice. Dar și noi am hotărât să profităm din situația cu floarea de salcâm și am făcut o partidă limitată de dulceață floarea de salcâm. Exclusivă, da? Da, toate sunt partide limitate, scrim pe etichete ca consumatorii să vadă că nu sunt partide extraordinar de mari, reșind chiar și din baza care o avem de fructe și legume. De pildă, că noi avem dulceața noastră istorică, cireșa mare, care acum e în producere. Iarăși este o partidă limitată, deoarece noi nu avem plantații industriale de cireșa mare. La noi în Moldova cireșul amar se folosește numai ca port al tăi, dar oricum în niște localități, sătucuri, pe niște margini de drum găsim acești cireșa mari. Contractăm oamenii, culegem, cumpărăm și facem dulceața cea istorică care a mâncat-o Alexandru Pușkin. Așa, iar avem aici dulceața de muguri de pin. Știu că mugurii de pin sunt foarte, foarte sănătoși. Da. Tot îi culegeți primăvara. Da, primăvara, când mugurii nu au atins încă înălțimea de 5 cm, când și este mai mare. Riglă mergeți acolo. Îl vezi vizual, deja oamenii se deprinși, deci când devine mai mare, matur, apare o amărăciune care deja nu astupă nici lămâie, nici zahărul, nimic. Deci 5 cm este taman măsura noastră potrivită pentru dulceață. Uscați fructele. Eu aici... Da. Nu am înțeles. Dacă asta văd că sunt mere, asta nu am înțeles. Ce e aici? Oh, asta este o inovație noastră, anul trecut. Îmi place această entuziasm. Este produsul cheie, produsul frunte, stelar, nu știu, numiți-l cum doriți. Este, în limba rusă se zice pastila. În limba română îi zicem peltea din fructe și pomușoare. Însă comparativ cu peltea, ea are corp, ea are fibre. E un fel de ciocolată din fructe? Nu este ciocolată, este o piure deshidratată de măr plus gutui plus zmeură în doze egale, fără adaus de zahăr, fără adaus de diferite aditivi, cu fie coloranți, stabilizatori sau ceva de genul ăsta. Este un desert sănătos și unele rețele ne plasează chiar pe rafturi mâncare sănătoasă pentru oameni cu zahăr limitat, diabet zaharat tip 2. Este foarte recomandat copiilor care, știți dumneavoastră, că iubesc să macine ceva. Deci, copiii există, da, un instinct nesaturat de a măcinare, de a ruguma ceva. În loc de a propune copilului o gumă de mistecat, poftim, aveți o peltea de asta naturală, fără zahăr, care, evident, este același fruct uscat, deshidratat, fără niciun fel de scăpat de vitamine, că uscăm la 45 de grade. Deci, la capitol vitamine, minerale, toate sunt păstrate în ea. Era o foarte mare problemă să-i păstrăm elasticitatea, flexibilitatea, să nu facem uscat ca chipsul, ca să fie plăcut și ca gustativ. Și pentru că știu că mulți au și probleme cu dinții, nu pot să bronțăie chiar orice. Vârstnicii o fac bucăți și o pun în muesli, în terci, în ceaiuri și o mănâncă în formă crudă, dacă le permite dantura. Colegii de regie mă întreabă ce gust, spune ce gust are. Parcă are un gust de dulceață, e foarte dulce, adică și nu e deloc zahăr aici. E parcă e o dulceață în formă solidă. Gustul la acest produs o să diferi de an ce trece, de atâta că noi depindem de roada anului când culegem mărul. Dacă mărul, de pildă, nu este prea dulce anul ăsta, așa va fi și ea.
de adăugat, nu putem să adăugăm nimic. Dar și să scoatem acest zahăr, această fructoză, tot nu putem. Tot, nu? Că atunci degeaba mai da, faceți lucru. Da. Ce este aici? Parcă e o viitoare salbă de mărgele, dar aici de fapt este? Este o porțiune de sănătate, este medicul dumneavoastră de familie, este aronie nerodeshidratată, unică pomușoară care conține vitamina P, care este antrenamentul mușchilor, vaselor sangvine. Dar și un lucru mai important este pentru musculatura vaselor capilare, ce este important pentru doamne. Pentru partea estetică a fieței. Și împotriva varicelei și îmi dau seama că și împotriva infarctului, dacă ați zis de... Da, dar și împotriva tensiunii. De atât că vasele dumneavoastră, nu dumneavoastră, a persoanelor se îngustează sau se delată de sine stătător. Lor nu le ajunge vitamina P. Aronia Nero completează acest vitamin P și aduce tensiunea la normalitate. Nu este pastilă, nu puteți face supradoză cu ea. Și îți strânge gura pungă! Pungă, exact. Asta și este tratamentul. Eu credeam că sunt destul de tari, dar ele sunt foarte moi în interior. Molcuțe, da, nu sunt tari, nu sunt pietricele, ca să nu le puteți ronțăi. Mie mi-era frică, zic să nu să scap vreun dinte pe aici. Dar le puneți în terci, puneți-le în muesli, chiar dacă faceți ceai cu ele, este foarte bine să le consumați pe urmă, să nu aruncați ca cum aruncați pachetelul de ceai. Mâncați pomoșoara asta, că ea conține toate vitaminele care vi se cere la organism. Și vreau să vă spun că lumea nu prea știa de ea. De fiecare dată, aflându-ne peste hotare, ne mira faptul cum așa toată lumea peste hotare. Știu, sunt sănătoși, consumă crâmvuști prăjite, bere la orice pas și trăiesc mai mult ca moldovenii. Deci de atâta că suc de aronie, dulceață de aronie, aronie deshidratată, diferite mixturi cu aronie, sunt mereu pe rafturile lor. Și noi, apropo, în Moldova, deja avem două plantații industriale, una la Sofia Droche și una la Cuizău, Caraionul Rezina. La Drochea. Când mă duc acasă, merg eu la mătușa să întreb ce gospodar din sat s-a apucat să planteze aronie. Ne bucurăm foarte mult că faceți acest lucru în Moldova, că iată, ai motivat și pe ceilalți să duc un mod de viață sănătos. Noi încercăm să ajungem la inimile voastre și pe bune, decât să dăm bani pe niște dulcesuri făcute în fabrică, de ce nu? Sau să învățăm rețetele, știu că și la țară se face dulceață din dovleac, florile de salcâm se culeg. Aduceți, iată, vechile noastre tradiții în borcane noi și spor la muncă să aveți și cât mai mulți oameni conștienți de sănătatea lor și de nevoile trupului. Bine, vă mulțumesc și dumneavoastră de invitație și de o apreciere a produselor noastre. Chiar ne bucurăm. Așa să fie. Băieții deja au pus ochii pe multe dulceturi, cred că, nu știu, dacă o să plecați de aici cu ele. Dragilor, noi să plecăm din emisie. Vă mulțumim foarte mult că ați stat și astăzi alături de noi. Nu uitați, bucurați-vă de toate darurile pământului acum și aici, pentru că este aportul de sănătate pe care ni-l poate aduce. Organismul nostru este atât de deștept încât știe ce avem parte, că avem parte de ele doar o lună sau un scurt timp, așa că asimilează vitaminele din ele la maxim în această perioadă. Fiți sănătoși și o seară caldă să aveți!